Larga! Pentru Zulița trei alune! Haide-te la o parte lume! Hai că m-a adus sălbătăciune! Haide la muntele cel mare! Păi unde-i bradul în cărare? Cum îi vedeți? Hai, ia găsim încă bureți! Hai și genul mi se rugă! Hai să fac pile de jucă! Hai șapte, băi șova la dâncă! Hai băleu și mă mănâncă! Hai ușilor, nu mă mâncați! V-am adus dintre Carpați, păi v-am adus cu avionul, păi v-am hrănit cu biberonul, păi și v-am dat și cașcaval, păi v-am adus la festival, v-am dat car de faraos, păi ce-am adus cel mai frumos. Hai de Crăciun și bobotează, hai toată lumea se distrează, hai numai eu nu mă distrez, hai prin pădure patrulez, hai patrulez așa de bine, hai stau cu arba lângă mine, hai și cu țitul la picior. Hai, gata, gata, Salomon! Păi, foiiliță de mohon! Păi, la parada ursilor! Hai, de Crăciun și bobotează! Hai, toată lumea se distrează! Hai, numai eu nu mă distrez! Păi stau cu arba lângă mine, păi și cu țitul la picior, păi gata, gata, Salomon, păi ăsta-i urs, ăsta-i urs, păi din arde păraos, păi v-am adus ce mai frumos. Hai, foiiliță de mohon! Hai, la parada ursilor! Hai, cea mai grea, cea mai vicană! Păi, asta-i oale ergeană! Hai, unde joacă ergeni? Hai, divizul pământul geni! Păi ceata lărgenilor, păi frunzuliță gogoșor, păi gata, gata, dobozor. Ai, bună dimineața, bună dimineața, până să pleacă casă! Bucurările, bucurași, bine că-mi găsesc la toți! Am venit cu această boală, ușoai că zicu! Mă nevește cu bărbat, mă nevește cu bărbat. Hei, mă nevește și
Hai arma în mână, el o ține. Hai pădurare, pădurare, n-ai văzut un urs mai mare. Hai am văzut un trup rău, hai fugărea bolă, un bou. Hai bou, începea boncării, hai pădurarul Milovi. Hai și de tata, tata, tata. Ce-a trecut anul, băi frate, hai dar ar Dumnezeu să dea, hai ce n-a fost pe aici așa, hai sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate, hai sănătate și mult spor, băi la mulți la tuturor! Să vă mulțumim pentru
Bătăile ca la urs! Pentru Zulica Gogosor! Gata, gata, Gogosor! Ceata urșilor de la Larga vă urează sărbători fericite, un an nou fericit și multă sănătate! Hai și-am zis verde trei arțări, hai la alu și la mulță! Thank you.
Mulțumim domnului primar și consiliului local pentru invitația ei de 3 ori. Ura! 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 Mulțumim cât se poate de mult cei ce au organizat și au condus șata din satul Larga, Mihăiță Apostu, care de fiecare dată împreună cu Bidu, care îi rog să vină alături de mine, care îi rog să vină alături de mine cei trei irozi mici, cei mai mici irozi, cei trei să vină alături, Nea Costică Bogasiu să vină încoace, Colacu și premiul să vină, vă rog. Deci, oameni buni, o parte dintre dumneavoastră știți de unde vin eu. Ca ieri jucam ursul împreună cu Nea Costică Bogasiu. Eu organizam ceata mică, dumnealui organiza ceata mare. Ne-am unit până la urmă pentru că vremea așa a fost să fie. Și am venit aici în urmă 40-50 de ani. Și de atunci venim permanent. Eu am 15 ani la administrația publică locală, dar Nea Costică Bogasiu are 73 de ani și vine în fiecare an. Uitați, următoarea generație, cei trei irozi, cu această ocazie țin să mulțumesc și să felicit cei ce conduc ceata din satul Cucuiesc și din satul Larga, iertați-mă și numai, întrucât au optat mult ca aceste echipamente să arate așa cum le vedeți dumneavoastră, la fel cum au fost și cei din satul Cucuiesc. Și cu siguranță o să vedeți și pe ceilalți din satul Seaca, Hădeac și Dofteana, care urmează să vină cei mulți și buni, la fel ca și ceilalți, ca să nu fac discriminare. În cursul zilei de ieri, dar o să vă dau citire la momentul respectiv, au fost prezenți toți din Dofteana, toate cele 5 șete au format o singură ceată la Comărești, la Marea Paradă, acolo unde ați participat și dumneavoastră în număr atât de mare, iar o să vă dau citire acelei diplome care au primit-o aseară în jurul orilor 19, în care scrie ceata din satul Dofteana, pentru că au reprezentat Comuna Dofteana, locul întâi. Merită aplauze, mă plec în fața dumnealor, le mulțumesc foarte mult. Diploma se află la mine, doamna viceprimar cred că o are și o rog să mi-o aducă. Deci aseară la ora 7 a primit locul întâi Dofteana. Deci nu numai faptul că Dofteana s-a prezentat cu ceata de urși, doboșeri, dar s-a prezentat cu acești irozi, toți din toate satele, a format o singură ceată pentru ținuta impecabilă pe care au avut-o și s-au prezentat acolo, ireproșabilă, așa cum o vedeți dumneavoastră, venită din Moș Strămoș, au prezentat și au obținut locul întâi. Felicitări, băieți, nu faptul că ați meritat numai premiul în bani sau o simplă diplomă, ci faptul că ne-ați dus pe toate meleagurile județului Bacău și nu numai, titlul nostru de Dofteana. Să știți că îmi bate inima și marea majoritate, cred că dumneavoastră ați observat, eu am fost invitat la postul național de televiziune Realitatea TV, unde am putut, în acel studio, nu e atât de mare, dar am putut să merg cu două piei de urs, să prezint echipamentele de urși și ursari și doboșeri, irozi, din localitatea noastră. Am dus câte un echipament din fiecare. Am primit toate felicitările și de acolo, promițându-ne faptul că ne va mai invita și cu altă ocazie. Repet, spunându-vă, după ceata mascaților din satul Larga, urmează surpriza despre care vă vorbeam și vă rog frumos să nu plecați, că imediat va fi și nu îmi va plăcea numai mie, ci vă place și dumneavoastră. La mulți ani tuturor și în aceeași formație aș vrea să ne vedem și la noapte, unde vom asista la un frumos foc de artificii, putem să servim un păhărus cu șampanie, să ne spunem la mulți ani. La mulți ani vă spun și eu tuturor și să aveți un an binecuvântat de Dumnezeu, mai bun să spunem, sau măcar cum a fost anul 2022, la mulți ani. Mulțumesc încă o dată celor care au condus ceata din satul Larga, unde vor primi un colac cu un premiu în bani. Băieți, și vă mulțumesc foarte, foarte mult
Ei ieri au fost și la Borlești, în județul Neamț, au fost și în comuna Letea, au fost, dacă zic bine, nu la Hemeiuș, la Sândule, nu, au fost alții. Astăzi au fost cu cuiețul la Parava, sunt multe și le-am amestecat. La mulți ani și haideți să asistăm în continuare la frumosul spectacol. Nea Costică Bogasiu spune așa, domnule, hai să facem un apel la tineretul nostru de astăzi, să vină alături de noi, faptul că avem materie primă, împreună cu noi și uniți, putem să facem ceva. La mulți ani, Dofteana! Oameni mari și voi mândri gospodari,
flori de gheață la fereastră, gospodarii să trăiască, să trăiască, să înflorească și camerii să rodească. Căci acum nu dormiți, vremea e să vă treziți. Dați urechea la fereastră și ascultați urarea noastră, dați urechea la perdere și ascultați vorbele mele. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a colinda pe la case a ura. Plugușorul tras de boi, îndemnat de mulți flăcăi. Poarta larg deschideți azi, nu ne țineți pe izlaz și în curte să intrăm, nu afară în drum să stăm. În seara de Vasile Sfântul mi-a luat căciul avântul și mi-a dus-o într-o furie chiar aici, la primărie. Și am venit să-mi iau căciula și vă zic și urătura, că am venit să vă urăm frazda adâncă să trăgem chiar aici în primărie, ca belșug și aici să fie. Ceapă verde, usturoi, ia mai îndemnați, flăcăi! Frunză verde de mărar, bună ziua, domn primar! Am venit să vă urăm datina, să o păstrăm. Secretarul nu-l uităm și pe el o să-l urăm. Vă urăm cum se cuvine până la anul care vine, că am plecat în curatul pe la unul, pe la altul. Aho, aho, viceprimari, consilieri comunali, secretari, juriști, contabili, funcționari, onorabili. Nu vrem ca să vă uităm cu drag, să vă colindăm. Azi sunteți cu toți gătiți cu drag să ne primiți. Cum o faceți în tot anul împreună cu primarul? Frunză verde, iasomie, am ajuns și în primărie, unde avem un domn primar harnic și bun gospodar. Asta după cum îl știm, dar o să-i reamintim și de rele și de bune. Și de acum încep a spune, ziua întreagă cât de mare, el odihnă nu mai are. Zdruncinați din zurgălăi și mai îndemnați, flăcăi, ca să-i dați la hoi până la tăi! Frunză verde, păpădie, anul nou cu bucurie și aici la noi să fie. Să ajungă în primărie primarul, primar să fie, să trăiască ani o mie, să-i dea Domnul sănătate, să poată face de toate școli, cămine culturale, încălzite cu centrale, parcuri pline cu verdeață și în centru o mare piață. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și ascultați, că pe ușa ce a deschis simt miros de zar încis, de friptură și cârnați. Poate vreți ca să ne dați cozonac și prăjituri la schimb pentru urături. Noi de bine de urăm multe o să căpătăm, iar de nu știm a ura, chiar nimic nu-mi căpăta. Bagă mâna în dulap și ne dă un cozonac, cozonac cu ciocolată să ne ajungă ziua tată. Ia că a mai trecut un an, în frunte, ca și primar, și pot spune mulțumit că nu ne-ai dezamăgit, că ai promis, tu ai făcut. În anul care a trecut, străzile le-ai asfaltat și ulițile toate în sat. Și pe câmp de mergi, măi frate, ai asfalt cum nu se poate. Chiar de-ar fi metru pătrat și acela ai asfaltat. Ia pocniți din bice, măi, și sunați din zugălăi să te audă la o tău și aveți ce-l poate. Aho, aho, frunzuliță, băbuscat, prin comună e curat. Drumurile smăturate, ce bine că s-a asfaltate. N-avem gropi în drumul mare, nici pe străzi, minune mare. Străzile sunt luminate, fie zi sau fie noapte. În orice sat te duci, străzile nu le încurci. Sunt bine ordonate, cu indicatoare marcate. Frunză verde, păpușoi, să rulați ușor, flăcăi, și strigați în gura mare să se audă peste voi, mânați, măi! Frunză verde de spanac, de urat, noi am urat, dar nimic n-am căpătat. Friptură sau cozonac, că nici glasul răgușit, că n-am îmbucat nimic. Sau porcul nu l-ați tăiat, vinul nu l-ați strecurat, lemne poate n-ați avut, cozonac de n-ați făcut. Bagă mâna în buzunar și ne dă câte un dar,
câte un dar, câte 100, să rămână lumea mută, câte un dar la fiecare, că primarul e cel mai tare. Frunză verde de mărar, vai de mine, domn primar, până acum v-am lăudat, dar nimica nu ne-ați dat. Dar să nu fiți supărat, trecem și la criticat. Că poate v-ați lăudat sau pe loc ați uitat, că aduceți gazul în comună sau a fost o simplă glumă. Loc de muncă nu găsim prin comună, noi nu știm. Că am ajuns ca să plecăm la oraș ca să lucrăm sau plecăm peste hotare să mucim cu fruntea în soare. Frunză verde, zurgălăi, ia mai îndemnați, frăcăi, mânați, băi! Aho, aho, frunză verde de doinuci, domn primare, unde fugi? Stai aici cu mințel, cu mâna pe portofel, eu acum ce grăiesc, doar cu caragiale mă opresc. Câte una, câte două, câte șapte, câte nouă. Haide și nu fiți zgârcit, că am să tac, nu zic nimic. Dar cum nimic nu se întâmplă, stai cu minte și ascultă. Că avem flăcăi în sat 1000 și fete la fel să știe ce vor să se angajeze undeva ca să lucreze. Dar cum nimic n-avem în sat, toate stau acum pe chat și flăcăii pe TikTok că de muncă n-au noroc. Nici la munca câmpului nu mai ai pe cine să pui, că totul e mecanizat, le la rad la trăierat. Adunați-vă flăcăii și strigați cu toții, măi! Aho, aho! Aș avea multe de spus din răsărit până la apus, dar noi când ne grăbim, vă mai clocotim puțin. Dacă vii azi cu o hârtie să o aduci la primărie, mila Domnului să fie. Se rezolvă, cine știe, ca să vezi că ai rezolvat prin finanțe, te-a taxat. Ai mașină, dai o taxă, chiar de are o simplă axă. De ai două, dai cât nouă și dai taxă și pe rouă. Un proiect, dacă ai făcut, dai o taxă de început și apoi ține-te vere, dai la taxe cât îți cere, cât îți cere, că nu din asta sărăcim când le dăm câte puțin. La ureche, zurgălăi, ia mai îndemnați, flăcăi! Aho, aho! Și acestea fiind spuse, anul vechi acum se duse și în anul care vine, sigur, ne va fi mai bine. De urat am mai ura, că gura nu ne durea, că-și picioarele ne lasă, că n-ai pus nimic pe masă. Scoate masa și întinde peste ea multe merinde, sărmăluțe, cozonac, fripturică și cârnat și din beciul cel dumnesc un vir dulce românesc. Să ciognim câte un pahar și așa o facem rar. Și la anul care vine să fim cu toții mai bine, să fim sănătoși cu toții, cu bunicii, cu nepoții, cu primarul la mijloc, să avem cu toți noroc. Sănătate, bucurie, în toți anii să ne fie. La ureche, zurgălăi, opriți plugul, măi, flăcăi, și strigați cu toții, măi, peste munți și peste voi, să se audă pe o tare, că primarul e cel mai tare. La anul și la mulți ani! Da, mulțumim cete de mascați din satul Larga. Vedeți, dumneavoastră trebuie să-ți asumi toate criticile. Laudele sunt pe față, cine le recunoaște. Dar spuneți dumneavoastră ceva despre gaz. Vă rog să verificați site-ul Primăriei Comunei Dofteana. Vedeți că până pe data de 4 februarie se depun ofertele pentru cei ce vor să distribuie gaze în localitatea noastră. Deci, într-un cuvânt, am scos distribuția de gaze la licitație. Urmează să scoatem proiectarea plus execuția. Suntem pe mâini bune. Investiția are o valoare de 780 de miliarde obținute prin proiecte european de către Primăria Comunei Dofteana, împreună cu aparatul de specialitate pe care doresc să le mulțumesc.
dumneavoastră vă pun la dispoziție un premiu în bani și vreau să vă informez că aveți unde să faceți nunți, întrucât în luna ianuarie, cel târziu februarie, vom inaugura Căminul Cultural din satul Larga și chiar să mă invitați pe mine la prima nuntă, vă promit că voi veni. Vă mulțumesc foarte mult!